Acces la informație, transparență din partea autorităților de stat și respectarea drepturilor jurnaliștilor. Asta au cerut astăzi reprezentanții mass-mediei autohtone de Ziua Libertății Presei, marcată la Chișinău printr-un marș al solidarității. Nu, ziceam că nu există schimbare în bine. Am remarcat și la Reporteri fără frontiere. Ei au coborât cu opoziție în top al țărilor, deci Republica Moldova, dar oricum există o stagnare, pentru că chiar dacă se fac mici schimbări pe un anumit segment, oricum sunt multe altele care lucrurile nu se schimbă, dar chiar se deteriorează, din păcate. Totodată, manifestanții au scandat mai multe lozinci, printre care presa nu e a voastră, vrem informare, nu manipulare, și a guverna nu înseamnă a manipula. Marșul a început de la Parlament, după care a continuat la președinție, guvern și Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Menționăm că ambasadorul Americii la Chișinău, James Pettit, a făcut publică o scrisoare adresată jurnaliștilor din țara noastră cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, prin intermediul căreia le mulțumește acestora pentru serviciul esențial pe care îl oferă Moldovei. Reprezentanții mass media nu au fost uitați nici de președintele Parlamentului, Adrian Candu, care a afirmat că o presă liberă, pluralistă și independentă este o componentă esențială a unei societăți democratice. La nivel mondial, Moldova ocupă locul 80 din 180 în indiciile libertății presei pentru anul 2017.